G2A, jocuri ieftine. Caracterul meu, Carlos, ce Dumnezeule mare s-a întâmplat? De ce sunt în chiloți și nu mai am păr și chiloții au inimioare pe ei dintr-un motiv sau altul? Minunat. S-a resectat. Trebuie să-l fac de la capăt? Da. Și dacă nu mai găsesc geaca aia șmecheră cu fade ca skin-ul de pe Counter, ce mă fac, ha? Îți pui alta. Trebuie, nu îmi pun alta, dacă nu găsesc geaca aia la magazin, Carlos, o să fac o mare panoramă și... Ia uite. Ce? Îți place că sunt îmbrăcat? Nu. Știi ce-mi place la tine? Că deși aveai cel mai șmecher skin, vină mă după mine așa ca să mă auzi, aveai cel mai șmecher skin de pe GTA, ăla, da, cu hanoracul mov și erai un pic grăsuț și cu mustață, frate, deci ăla mi se părea genial, da? Și tu l-ai schimbat, că pentru că ție nu-ți pasă să ai caracterul șmecher, nu, tu te îmbraci așa de stradă. Ia fii atent, ia uite aici acest Rolex, vezi? Ăla e Rolex? Da. Carlos, arată ca un ceas. Salut! Salut! Arată ca un ceas de la pufuleții cu surprize. La 2 lei, Carlos. Adică nu știu cine te-a păcălit pe tine de ți-a vândut ție Rolex-ul ăla, dar e... E singurul care aud manele? Da, eu nu aud manele, nu știu despre ce... Bă, eu le aud. Dă-i eu acolo pe petrecere, eu ce pot să zic? Deci nu pot să cred, frate! Au scos geaca aia șmecheră care arăta ca skin-ul de pe Counter Fade, pe care îl găsești pe cuțitele scumpe. Eu cum? Se presupune că îmi fac caracterul să arate ca înainte dacă nu am geaca aia șmecheră Fade. Și singurul lucru Fade pe care l-am găsit este un maieu care arată... Arată ca și cum a fost spălat de 100 de ori până acum și și-a pierdut toată culoarea. Era 31. Uite-l, este roșu cu un pic de galben, este fade, este frumos. Dar e foarte spălăcit, bă, Carlos. Dar nu suntem la Louis Vuitton acelea, mă. Ce-i cu maieu ăsta? Uite-te la el. Deci zici că a fost spălat de 100 de ori și că și-a pierdut toată culoarea, Carlos. Este nașpa calitatea de la Louis Vuitton ăsta. Cine mai e și ăsta? Dar cred că așa e modelul. Păi nu e așa model. Bă, și fii antenă, mi-am pus și freză, da, la magazinul de haine. Uite ce mov urât și spălăcit am, bă. Deci trebuia să fiu un mov aprins. Eu înainte aveam un păr curcubeu șmecher, dar acum nu-l mai am. Dar vezi că mi-am... Ia uite ce armă am. Văd, ai o armă foarte periculoasă. Păstrează gloanțele, Carlos, nu mă speria așa că poate o să avem nevoie de ele, știi? Urcă, Carlos? Da. Ok. S-a oprit caracterul așa dintr-o dată, rămâsese ca și cum voiai să intre, da. Ce amuzant. Ok, bun. Da, ai văzut, mi-am pus și ochelari, deci mi-am făcut caracterul să arate cât de cât ca mine în viața reală. Fii antenă, ce facem, da? Mergem la poliție, ăsta e planul meu, mergem la poliție și știi că avem mașinițile teleghidate, da? Da. Le luăm, ne ascundem undeva afară la poliție acolo așa să nu ne vadă și cât să fim în raza de acțiune a mașiniților teleghidate, da? Și intrăm cu ele, intrăm cu ele și încercăm să le băgăm pe la intrare și să le scoatem prin spate fără să fim observați, știi? Că știi că ai voie să intri în secția de poliție dacă ești un simplu om, că poate te duci să raportezi un furt sau ceva sau cine știe. Da. Da? Deci dacă intrăm cu mașinițile, n-ar trebui să fie ilegal. Dar dacă polițiștii o să zică că că e acte de spionaj, că nu știu ce și intrăm în probleme, deci... Despre asta e vorba. Bă, secția e fix în față, mamă, ce bun sunt la navigat pe GTA, frate. Sunt atât de bun. Bă, da, pe bune. Știi care e faza? Eu am o armă pe spate și va trebui să o bag aici. What the fuck? Sunt nebuni, dude, sunt nebuni. Pentru că... Ok. Na, ca să ne vadă. Dacă tu ai armă, pune-o acolo și las-o în mașină, las-o în spate. Sau bag-o în portbagaj. Da, da, așa cum fac imediat. Pune și... Ajută-mă să o scoți după spinare. Păi ce vrei, vrei să trag de ea? Ridică, trage un pic. Nu merge, băi. Uite, gata. Gata. Dai și să bag. Ok, Carlos. Ai băgat-o sub mașină? What the fuck? E închisă ușa. Vino cu Nu se vede, mă. Bă, deci fii antenă. Suntem doar niște oameni simpli, normali, care venim la secția de poliție, n-avem treabă. Hai de capul meu, ce mulți oameni sunt la ficuși ăștia, frate. S-a dus vorba că sunt buni la gust. Ok, vino după mine. Că nu știu dacă mașinuțele poate să urce scările, știi? Și trebuie să le dăm aici jos, cred. Ia să vedem. RC Car folosește... Bună ziua! Bună ziua! Carlos, nu s-a prins ce vrea să facem. Hai să mergem pe aici, Carlos. Vreau să văd lumina asta, e foarte frumoasă. Oh, fuck! Carlos!
Nu, nu ne... Vino mai încoace și pitește-te, ok? Păi hai să ne băgăm la tuf. Păi la tuf. Nu ne-a zis nimic, deci cred că avem voie. Cred că nu o să ne zică nimeni nimic dacă stai. Ok, cum apăsam pe G? Da, okay, pe okay, G. Ok, ok, vino după mine, vino după mine, ok. Gata. Ok. Bă, da, oare mașinuța poate să gen deschidă... Oh my god, Carlos m-ai lovit! Ah, Carlos, nu mă lovi! Gameplay, dude, vino după mine, vino după mine. Înveți mașinuța? Vezi că nu o să mai avem semnal! Nu, nu avem semnal, Carlos, stai liniștit! Dacă e, ne mai dacă mișcăm, ne mai mișcăm puțin cu caracterele, dacă e. Că nu, nu, ne mai mișcăm puțin cu caracterele, dar cred că o să fim în rază, știi? Că aici intrăm în subsol, dar nu la distanță mare de ele, știi? Că da. Nu cred că se ia pe adâncime. Am ajuns, Dude, am ajuns până la astea. Am ajuns până la... Hai să urcăm, hai să ne întoarcem. Păi vrei să te întorci? Păi unde, da. Unde e ieșirea? Că aici văd alea, celulele. Ui, Carlos, astea urcă? Urcă și scările, bă, ești nebun? Da. Ok, ușor, aici Carlos. E mai greu, trebuie să ne luăm avun. Dude, da. Vrei să... Vrei să le scoatem tot pe față? Oh my god, aici nu știu dacă mai urcă, Carlos, stai așa. Nu cred că mai urcă. Stai că... Dă-te că mi-am luat... Carlos... Nu știu dacă... Bă! Dăm... Hai urcă. Îți dau boost. Îți dau boost. Oh! Frate, nu cred că mai putem. Cred că sunt prea multe scări și gen cad înapoi mașinuțile. Așa. Fii atent. Mașinițile. Pardon. Oh, stai că am urcat. Urcă, Carlos, urcă. Nu pot. Nu, eu am urcat. A mea urcă. Nu a căzut înapoi. Nu mai urcă. Ok, gata. Stai că îi dau cu stânga-dreapta. Oh! Gameplay dab, dude, dar desigur. Mai pot să urc. Păi tu rămâi acolo, Carlos, că eu am reușit să... Păi da, ce e aici? Da, vin, o să mă iei. Cred că am intrat undeva unde n-avem voie să mergem, Carlos. Am intrat într-un... Nu știu ce e asta. Gameplay, $0, dude. Da. Ai primit și tu payday-ul? Oh, fuck. Nu pot să stai că stui... Carlos, dacă... Da. Stui polițai gen aici, gen... Vrei lasă să polițaii. Vrei să te cum vrei? După mine întâi să urc. Cum vrei să vin să te ajut, Carlos? Sunt niște scări. Dar nu le urcă. Uleu, să nu cad, dacă am căzut la tine e de rău. Hai, Carlos, urcă. Încerc. Încerci? Ia autoconstru. Hai că încerc să stau așa ca să văd dacă vii. Haide! Dă-i stânga dreapta dacă ai urcat pe scări, Carlos, ca să aibă aderență. Bă, mă, nu reușești, mă? Te măta în cur de mașină. Am urcat. Stai că chem eu ajutor. Gata. Alo, domnul polițai. Am urcat. Ui. Vezi că nu te aude. Domnule polițai. Doar noi între noi. Că noi... L-aduc încoace. Oh, fuck, ai reușit să ieși? Calcă-i. Carlos. Calcă-i, dă-i întoarce-i. Carlos, e polițaiul aici. Dă-i pe cap. Oh my god. Am vrut să-l aduc să ne ajute. Bă, nu-l ierta, mă. Îl iert, mă, că el ne ajuta. Oh my god, m-ai lovit. Fug cu ea, fug undeva unde n-am voie să intru, sunt sigur. Dar că nu-l ierta. Am intrat... Oh, aici, la bazele lor de date. Calcă-te. Carlos, mă lovești cu mașina. Pink, ce zici? Ieșim de aici repede? Hai, dar, dude, ia... Dude, îți urmărește mașina, nu e bine. Eu am fugit. Calcă-l pe ăsta. Fugi. Bă, care e cu mașinuțele? Ce faceți, mă, vă bate joc chiar așa de noi? Ce, domn, ce? Nu sunt cu mașinuța. Fiș. Păi ce faceți cu tableta aia? E, mă joc Angry Birds, domnul polițai. Angry Birds? Vino să vezi ce aici. Faci, mă? Uite, care e a mea? Tableta, domnule, eu n-am. Domnule, vă rog, stați un pic aici. E frumos ce faceți aici, domne? Domnul, n-am făcut. A, dumneata, nu ești polițai. Ce, Dumnezeule mare, cu arma aia? Doamne, dar e frumos ce faceți aici? Agent. Sub acoperire, de astea faceți, a? Da. Doamne, e frumos să intrați chiar așa cu mașinile în secție să călcați lumea. Păi... Doamne, mai puțin m-a luat leșină. V-am zis, cred că e altul, că noi avem... Ce făceați cu tableta? Angry Birds, domnul! Da, și ăsta era la Candy Crush, nivelul 300. Ne uitam acolo, stăteam la umbră, știți, acolo în tufă și n-am... Păi și mașina aia de ce ați luat-o de pe jos, domne? Apoi am ciordit-o. Am ciordit-o. Te-a zis și eu în chat, da. Am ciordit mașina lui. Atunci uitați să găsim pe aia de controlar, nu? Da, exact. Trebuie. Sunt sigur că sunt undeva în spate. Da. Mi s-a părut că am auzit eu ceva. Bă, de jur că acolo așa undeva i-am văzut și vorbeau cât timp noi ne jucam Angry Birds. Deci eu și Carlos. Unde? Nu știu. Da. Uite, vină încoace, sunt acolo, sigur. Uite acolo.
Gen, erau aici ca să se joace cu mașinițile și mi se pare că au intrat ori pe ușa asta, aici la dumneavoastră. Păi n-au cum să intre, că aici e îngroiată. Domnul, ia vedeți că sunt acolo, vedeți că... Ia, pe la garaj, pe la garaj. Hai repede, scoate mașina. Mașina e deschisă, Carlos? Era afară. Ia-i... Oh my god, fură altă mașină, Carlos, fură alta, că nu mai e a noastră aici. Fură! Ăla de pe chat a zis că ne-a ciordit mașina, Carlos. Fură. Ăla sigur ne-a ciordit mașina. A zis, ai văzut unul pe chat, a zis că i-am ciordit mașina lui Pink. Și sunt, ăla ne-a ciordit mașina, firar. Oh my! Carlos, e stricată. Dă-te jos. Repară-o tu, te rog. Era să-l lovim pe ăla cu motorul, săracul de el. Urcă și repară-o. Ok, nu vin după. Gata, conduci tu. Dar sunt deja la pasager. Oh my god. Firar să fie, Carlos, ne prinde poliția până când. Dacă începe să ne urmărească. De ce nu? Stai că nu se urcă la... dacă ne urmăreau, ne prindeau până acum, că suntem atât de mototoi încât n-am putut să facem un getaway. Ok, aoleu, uite săra... Bă, ce face tu? Aute săracii de aici. Fugi, că e ăla de l-am luat noi pe sus. Care? Dar nu l-am pocnit noi, fraierul a intrat în balustrada aia și a sărit cu motorul. Nu, nu i-am făcut noi nimica. La, ia oprește undeva aici. Stai că fac manevre evazive, dar nu... Mă, dar nu știu ce mașină am luat, frate, că eu o să caute mașina mea, frate. Nu o să caute pe aia? Okay. Sau nici măcar... Nu știu. Dar nu știu, băieții, cu ce mașină am venit, stai. Uh-oh. Am apăsat din greșeală F! Când voiam să... Am vrut să apăs D ca să fac... Carlos, e ok, vină după mine la sfârșit și luăm altă mașină. Pe jos, vină cu... Păi, unde? Nu. Ia, uite. E ok, suntem safe, nu ne mai știe lumea. Sunt destul de sigur că... Vină încoace, vină la... Bă, am nevoie să merg la spital, Carlos, mă doare ficatul, vină încoace. Și pe mine. Da? Deci dacă ei zicem că... Ok, spitalul pe unde? E mai în față. Bă, păi poate ne recunoaște poliția și ne zice de ce am fugit. Păi nu că... Păi n-am fugit, Carlos, nu. Uite, vină încoace, stai că știu. Vină încoace. Gata, aici sus. Ne uităm de la balustradă. Să vedem dacă e sticleții. Bă, se aude de asta, mă, dar nu știu dacă sticleții. Se aud? Se aud niște sunet. Oh, fuck. Da, băi, e sticleții, e sticleții. Vină încoace după mine, da. Nu ne mai prind pe noi acelea, bă, gata, ne-am... Vină încoace după mine, vină încoace. Ok. Vină încoace și trecem pe partea asta, la altă, dude. Așa. Stai aici. Ia, stai. Ia, hai să ne uităm la ei. Nu te uita. Că nu ne-au văzut fraierii, că nu știu fraierii unde ne-au văzut. Nu ne-au văzut fraierii. Ne caută la spun. Hai înapoi. Bă, nu știu, frate, să urci aici, că e mai lăturalnică scara. Ai rămas în spate, Carlos, și nu mă mai auzi, ok. Bun. E bine, aș putea să merg să scot altă mașină, că aia mea a fost furată de la poliție. Unde e Carlos? What the fuck, dude? Bă, de ce ăștia încercuiesc ăsta, tirar? Vin un coace după mine. Bă, pe noi ne claxonează, n-au de unde să știe că suntem aici. Nu, s-au luat de unii de la spawn. Ia stai, dar stai aici, nu mai fugi. Hai repede jos să ne facem viața la Matei. La ce? La Matei? Îl cunoști pe doctorul? De ne face viața? Da. Dar hai să coborâm. Păi vin un coace, că coborâm pe aici, Carlos. Dar nu ne știu, bă, că s-au oprit la spawn și s-au luat de aia, știi? Ori întreabă de noi. Trebuie să o coborăm pe partea aia, bă. Bă, dar dacă... Am doar 58 de viață. Da, îți fac eu respirație. Ok, stai că nu mor, fii antena. Gameplay. N-am murit. Ok. Bun, hai încoace cu mine. Nu mai mergem la spital, că e prea aproape de poliție, Carlos. Ok. Găsim și noi o mașină gen pe aici? Ca să plecăm în altă parte? Carlos? Mă... Fuck! Sare tu fiș! Pleacă, mă, de aici! Eu m-am băgat primul tu fiș, pleacă! Shit! Păi s-a oprit, mă, sau a plecat? Nu știu, s-a aude ceva. Da, au plecat.
Bă, și-a spus bulangii. Ia uite, 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 uite sticlete. Văd, mă, se învârt numai pe la spun bulangii. Bă, dacă stăm aici în tufiș nu ne mai găsesc, mă, fii antena. Eu sunt un trandafir, care tu ce ești? La alea. La alea. Ca la morți, a? Și nu ne văd aici. Dacă vin la noi, dacă vin. Suntem invizibili în tufiș, come on. Stai jos, mă, retrui, că... Dacă și tu te-ai ridicat. Tu te-ai ridicat, eu nu m-am ridicat. Fugi! M-am mutat în alt tufiș, pleacă de aici, Carlos. Nu mai fi din tufișul meu, Carlos, că tu te ridici și ne văd. Păi și tu să te ridici. Nu m-am ridicat. Tu te-ai atât de stupid, așa nu mai pleacă de aici. Oh my god! Ce vulangii! What the fuck, mi s-a ridicat caracterul de unul singur! Hai, mi s-a ridicat de unul singur, Carlos, jur! Păi așa s-a întâmplat și... Vii sticleții! Dacă vin! Se mișcă ceva pântufiș pe aici. What the fuck, mi s-a ridicat de unul! Oh my god, este... Domnilor, v-am găsit! Mâinile sus, sunt doar un trandafir, domnul! Mâinile sus, domnule! Caracterul meu! Ridicați-vă în picioare să domnule, vă... ăștia sunt aia cu mașinile, colegul. Nu e de... Ăia de-au fugit și ne-au păcălit? Ăia de-au fugit și ne-au păcălit. Mi s-a ridicat caracterul singur! Ați crezut că ne fraieriți. Domnul, jur că am avut durere de picioare de m-am ridicat. Dumneavoastră nu trebuia să mă vedeți, sunt aici una cu tufișul. Domnule, eu am văzut că te mișca așa cam ciudat. Și după aia am văzut ceva mai galben așa. Era părul lui ăsta, firar să fie, că el și-a pus părul galben, Carlos, în loc să și-l pună verde. Am înțeles. Domnul Carlos. Da. Unde este tableta aia pe care ați furat-o? Dar nu e furată, e... Domnul, dar nu, n-am furat-o. Vrem să o luăm reprobă. Domne, nu știu, eu vreau mașina aia pe care ați luat-o de pe jos. Nu, domnul, am aruncat-o. Păi ne-am... și de ce ați luat-o, domne, atunci? Așa. Păi nu o luați așa, pur și simplu. Eu cred că era dumneavoastră. Nu era domnul. Am furat și le-am aruncat, că erau stricate, domnul, nu mergeau. Da. Eu cred că ăștia vor să ne frăiască ca pe frăierea din filmele cu păi și de ce ați fugit, domnule, de noi? De ce ne-ați fărărit așa că... Avem o problemă și ne place adrenalina, domnul. Și trebuie să-mi iubesc și stai la fier lângă spital? Așa da. Până nu aveți. Păi... Da, asta ne face pe noi, bine. Pe amândoi. Pe amândoi, domnul. Da. Sunteți ca frații, bă. Suntem, numai da? Că el are părul vopsit în blond, că e mai... El e ăla cu mai puțin IQ, știți? Da. Bă. Uite, eu cred că și l-a vopsit așa mai blond ca să îi se... iasă în evidență pielea aceasta neagră. Vedea și eu am... Eu am ochelari, vedeți, eu sunt ăla inteligent. Oricum, să știți că... Da, deci nu știu, cu mașinuțele alea încă nu știu, nu sunt ale noastre, noi le-am luat numai ca să le furăm. Și, domnule polițist, mi s-a furat mașina... Aoleu! Mi s-a furat mașina de la dumneavoastră din parcare, domnule. Era aia albă, Mercedes-ul ăla alb. Cu sigla de la... Da, da, da. Era un E-Class de la nou cu sigla de la YouTube pe el. Mă înțeles. Da, deci s-a furat de acolo și eu când m-am dus ăsta nu mai era. Atunci o să căutăm, nicio problemă. Da, da, eu zic că avem o problemă mai mare, cineva fură mașini în orașul ăsta. Corect, corect. Cheliosule, domnule, ce faci mai aici, Cheliosule? Domnule, vă rog frumos să părăsim. Salut! Sunt cel mai mare fan! Hai că plec. Și eu sunt cel mai mare fan al tău de... Nume, prenume. Are Luca. Are nume, prenume. Cheliosule, fă pași. Bine. Ne lăsați să scăpăm, domnule polițai. Am nevoie de mașina mea, domnule polițist. Gata, domnule, o să mă duc să vă caut polițist. Ia vedeți ce e în spate, ia uitați acolo. Unde, ia? Urcați-mă-le sus, în genunchi, urci în genunchi. Nu mine dacă ții la viață. În genunchi, am zis. Fugi, bă, că Carlos e rău. Genunchi. Carlos, lasă poliția în pace, Carlos. Prefete. Carlos, lasă-l în pace. Oh my god. Fugi, Carlos, fugi. Fugi, colegul. M-am urcat, Carlos, fugi. Domnule polițai, vreau să știți că nu sunt păftaș cu ăsta. Domnule polițist, vreau să știți că nu-l cunosc. Am glumit, domnule, de plastic. Chiar că e de plastic. De plastic? Bă, domnule, ce placaje îți bag acum! M-am căcat pe mine acum! Aul, am dat peste ăsta. Carlos, îmi pace! Și pe mine, domnule. Da, Carlos, dacă nu știu, boss, adică eu nu mă bag, man.
Eu nu, am arme, eu sunt cu minte, treaba ta ce faci acum. Eu zic să-l luați la secție, să vedeți arma aia dacă e de plastic sau nu. Acum, stai să de perfecționez, că mă uit de acum. Plastic. De plastic. Alo, domnule. Bă, hai, hai Cheliosule, hai cu mine să-i lăsăm pe ăștia. Mă cheamă Luca. Mă cheamă ok, Luca. Nu știu, eu văd că te cheamă nume, prenume, bă, Luca.